găsiți, atenție mare, vorbim și noi cu șuță, ilegale, până și polițiștii, până și medici, medici la spitalul nou fumează marihuana, polițiștii, preoții fumează marihuana. Și eu fumez marihuana, e foarte bună, te ajută, te... De ce nu vrea patriarhul să se legalizeze prostituția? De ce? Că el fumează marihuana. Toată lumea bună. Eu sunt un om intelectual, mi-mi place marihuana. Când fumez marihuana, sunt în al nouălea cer, îl iubesc pe Dumnezeu mai mult. Și marihuana îți dă înțelepciune. Plânge, ești trist, nu, ești bucuros și ești mai puternic. Marihuana îți dă viață. Legalele, păcat, ei sunt ilegali. Președintele, nimic, n-avem nimic. Legalele sunt cele mai bune. Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la locul nașterii mele, la casa părintească din Humulești, la stâlpul hornului unde lega mama o șfară cu motocei la capăt, de crăpau mâțele jucându-se cu ei.